Moțiunea de cenzură nu e un subiect pentru Partidul Național Liberal. Din nefericire, triada despre care vă tot vorbesc de o săptămână încoace, triada DTP, Dragnea, Tăriceanu, Ponta, nu are alt obiectiv decât să meargă prin țară și să-și promoveze acest demers pe care eu îl consider un obscen, obscen din pricina inițiatorilor, care n-au niciun fel de calitate morală, politică, să genereze acest demers care n-ar face altceva decât să creeze în România un climat de instabilitate politică. Un climat care să descurajeze investitorii, care să descurajeze mediul de afaceri, care să aibă efect, din păcate, unul negativ asupra securității locurilor de muncă din România.